Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. Micul dejun Zurli la Europa FM. Hai puțin să-mi reglez microfonul, pentru că o bucătăreasă adevărată întotdeauna are microfonul la îndemână. Pentru cei care nu ne văd live pe Facebook, ci doar ne ascultă și sunt în mașină, mă așteaptă un mic dejun foarte ciudat, pentru că în coșulețul ei, Fetița Zurli a adus în dimineața asta banană, ce mai ai acolo? Brocoli roșii, mandarina, banană și morcov. Ce faci tu astăzi la micul dejun, totuși? Salată de beof, evident! Nu știu cum nu ți-ai dat seama, este foarte simplu. Deci, așa. Se taie mărunt niște banană, așa. Se adaugă mărunt niște brocolică. Așa îmi place mie să-i spun, brocolică gustărică. Că îmi place atunci când să iau o gustare, îl stric, brocolică gustărică. Și imediat vine la mine, zboară ca avionul, știi. La noi e o regulă în emisiune, Fetița Zurli pregătește micul dejun pentru mine, așa cum toți copiii ar trebui măcar în weekend să pregătească micul dejun pentru mami și pentru tati. Și mai am și pentru bunii. Mai am și apple. Întreabă-mă ce înseamnă. Ce înseamnă? Măr. Dar nu e apple strudel ca în Germania, ca în Austria, așa. Sau ca în Germania. Așa. E doar apple. Știi unde plec eu mâine dimineață? O să fie doar de mine. Unde pleci? Plec la Madrid. Zicea Iulia. No, por favor, llévame contigo. Zicea Iulia mai devreme că e cod galben de ger până pe 4 martie, până pe 1 martie, așa că până pe 2 la revedere, te pupic, ce să-ți aduc de acolo? Tati prezentatoarea, vreau să-mi aduci de la Madrid. Așa. Niște copii madrilei, Îmi ajungi tu, Fetiță Zurli, ți aduc niște măsline pentru micul dejun de duminica viitoare. Vreau și eu să am, stai că n-am terminat. Dragi ascultători, Tanti prezentatoarea, trebuie să și urnez asta. Dragi ascultători, în această dimineață, în studioul Europa FM, se pregătește la concurență cu toți șefii din România un mic dejun ce n-a văzut lumea. Doamne, dacă te vede Hădean... Da, i-am mai spus și emisiunea trecută. Bună dimineața, domnul Hodean. Am inventat o nouă salată de of cu brocoli, morcov, stai că l-am uitat să spun porcov, nu e de... lasă că decorez cu el. Așa, și acum voi adăuga maioneza de iaurt. În loc de maioneză pui iaurt. Da, stai, sper să nu fac un accident de iaurt. Și aici. Eu sper să nu faci un Uite accident. Uite așa. Uite cum așa. Bravo, Fetița Zurli. Și stai că mai am ingredientul surpriză, nu o să vină să crezi. Ce este ingredientul? În poșeta mea de acum încolo o să așa. Țin un ingredient surpriză, okay. Și nu o să ți spun despre el. Stai că nimic nu se pierde, totul se consumă. Și special pentru tine, pentru că urmează săptămâna de 1 martie, care și de 8 martie, și tu nu o să fii aici de 1 martie, nu, da, vin prezentatoarea. De 8. Da, nu o să fii de 1. Și atunci ți-am pregătit, cum s-ar spune, atenție, un mic dejun mărțișor decorat cu petale de trandafiri roz și albe, privește, special pentru tine. Ăsta e mărțișorul meu pentru tine. Fetița Zurli. Adică uneori... Mai am ceva. Și bineînțeles, pentru mirosul deosebit, niște frunze de busuioc. Pe margine astea se pun. Adică așa reacționați voi când noi vă dăm ceva nou să mâncați? Păi da, e ciudat, îți dai seama. Cine a mai auzit de combinațiile pe care le faceți voi, oamenii mari? Mie frică să gust ce e acolo. La fel vă e frică și vouă, copiilor? Evident! Asta încerci tu să-mi demonstrezi în fiecare dimineață? O, cilică, mămălică, în sfârșit ți-ai dat seama! Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM.